109 locuri noi de muncă sunt vacante în județul Mehedinți. Mai multe detalii sunt disponibile la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă. Ofertele sunt adresate atât șomerilor neindemnizați, cât și celor indemnizați. Persoanele interesate au la dispoziție 109 locuri de muncă vacante, care pot fi consultate la sediile Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă din Mehedinți. 109 locuri de muncă declarate vacante de către angajatori din județul nostru, după cum urmează. Agent de securitate 2 locuri, asistent manager 1, ambalator manual 2, agent curățenie 1, administrator imobile 2 locuri, asistent veterinar 1, bucătar șef 1, casier 3 locuri, coafor 3, cofetar 4, dispecer 2 locuri, dispecer centru alarmă 1, dulgher restaurator 2, electrician 3, frezor universal 2 locuri, fierar betonist 2, femeie de serviciu 2, funcționar administrativ 1, frizer 2 locuri, fochist 2 locuri, gestionar depozit 1, inginer industrializare a lemnului 1, instalator sanitar și gaze 2, lucrător comercial 3 locuri, lăcătuș mecanic 2, lăcătuș confecții metalice 4, manipulant mărfuri 2 locuri, măcelar 1 loc, montator placaje interioare 1, mecanic utilaje 1, muncitor necalificat în diferite domenii de activitate 4, muncitor necalificat în construcții 9 locuri, ospătar 4, pizar 5 locuri, pregătitor lemnășchietor 2, recepționer magazioner 1, strungar universal 1 loc, supraveghetor hotel 2, șofer 10 locuri, sudor 1 loc, spălător fierbător celuloză 2, stivuitorist 2 locuri, tehnician video alarmă 1 loc, tehnician veterinar 1, tâmplar universal 3 locuri, vopsitor în lemn 1 loc, vânzător 2 locuri și 1 loc de zidar și 1 loc de zugrav. Cei interesați pot consulta atât ofertele de muncă, cât și cursurile de formare profesională la sediul AJOFM din municipiul Drobeta-Turnu-Severin, dar și din Orșova, Strehaia, Baia de Aramă, Vânjumare și Comuna Cujmir. Doamnelor și domnilor,